Cu doar 7 puncte în cont, Viitorul de Ești continuă lupta pentru evitarea retrogradării și se pregătește pentru un nou meci pe teren propriu sâmbătă 21 septembrie de la ora 17. Ne așteptam și la lucrul ăsta, dar e păcat pentru că pe fondul unui joc bun am primit două goluri foarte ușor în minutul 46 în prelungirile primei reprize și imediat în repriza a doua, după două minute, am primit al doilea gol. Moment în care echipa adversă s-a retras și ne-a fost foarte greu să putem să remontăm diferența. Ce să spun, într-adevăr, eșecul nu face plăcere nimănui, dar la obiectivul care noi ne l-am propus și asta, părerea mea că suntem încă în grafic. Care e moralul băieților? Moralul este bun. Moralul este bun, nu sunt probleme. Până la urmă că avem 7 puncte și suntem în ceea ce noi ne-am propus, de fapt, la începutul campionatului. Obiectivul, chiar dacă este unul care, deci salvarea de la retrogradare sau... Bineînțeles că eu și băieții ne-am pus noi niște obiective personale. Și obiectivul nostru era ca din fiecare joc să scoatem cât mai mult și să putem să reușim să câștigăm cât mai multe jocuri. Acum, că nu se întâmplă, sunt și motive obiective, sunt și motive subiective. Ce ne așteaptă în etapa următoare? Următoarea etapă avem cu Becicherecu Mic, sâmbătă la ora 17. Sperăm să reușim să ne remontăm și să reluăm din nou seria de victorii cu care am început acest campionat. Aveți probleme de efectiv pentru partida cu Becicherecu Mic? Da, Marian Ion are o contuzie pe musculară și cel puțin până acum, adică el deja este într-o perioadă de refacere, în rest lotul este valid din punct de vedere medical.